Cele mai faine și ieftine jocuri le găsești pe eneba.com. Dacă folosești codul ExcelerTV, primești 3% reducere din partea mea. Link în descriere. Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de FS20 pe acest canal. Ei bine, fraților, suntem pe mapa Erlengrad și continuăm aici cu seria. Ei bine, astăzi cumpărăm un nou teren și o să încercăm să fertilizăm terenul acesta pe care l-am terminat adineaur de semănat, bineînțeles, de recoltat. Am semănat totul. După cum vedeți, avem aici cultivatorul. Problema este că nu știu unde să spăl utilajele. Cu lagul nu vă mai zic, pentru că știți care este faza, n-am ce să-i fac. Și da, nu știu unde să spăl vehicule, pentru că nu ai cum pe harta asta, din câte știu eu. Am înțeles că pentru fertilizator și sprayer, dacă e, trebuie să mă duc tot aici de unde am cumpărat atunci pentru semănătoare semințe. Deci este bine că avem chestia aia, probabil de aia este iconița aia pe ecran acolo, pe mapă, pentru că putem să ne ducem acolo să luăm tot. Probabil acolo este totul, adică și cereale și fertilizator și ce mai trebuie prin fermă. Mai întâi o să cumpărăm un teren, nu știu pe care să luăm, nu știu dacă să-l iau pe ăsta alb de aici din dreapta sau pe cel de sus. Sincer, l-aș lua pe ăsta de aici. Sau pe ăsta, nici nu știu. Cred că o să-l iau pe ăla de sus. Terenul 2. Cred că are ceva pe el, nu știu sigur. Ăsta, da, e în creștere, are barley sau ce e ăsta? Nu știu, probabil că da. Și da, am luat acolo chestia asta. O să luăm tractorul. Ăsta a rămas așa pentru că l-am luat de la lucrător automat și faza cu tractorul ăsta pe care l-am luat în episodul trecut, dacă pot să zic așa, pe care îl știți. Am înțeles că nu are tiranți la spate și de aia nu pot să atașez. Probabil că tiranții sunt ăștia care ridică cultivatorul. De acum nu mai am lag, dar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg care e faza. Și n-are tiran și de aia. Uite că dacă luam terenul ăsta avea bumbac și nu era bine, trebuia să muncesc la el. Am dat timpul pe rapid pe X45 să ne crească acolo recolta. Bine, recolta iarba în mare parte. Vreau să cumpărăm, uite aici avem lag. Vreau să cumpărăm pe viitor, chiar poate în episodul următor, dacă e să strângem niște bănuți. Cred că am luat rău pe aici, da. O luăm pe aici pe ciocănătură și vreau să cumpărăm noua Tatra. Ne oprim puțin aici. Vreau să luăm Tatra asta 8x8 și manul ăsta e mișto, dar vreau să o încercăm pe asta. Vreau să vindem remorca pe care o avem și să ne ocupăm de cu această Tatra de recoltă, dacă pot să zic așa. Remorca are, bine, BNA are 35.000 și asta cât are? 21. Deci e mult mai bine. E mai mare și ca acest Joskin. E între Joskin și crampe, deci este bine. Și pentru baloți avem și acolo remorca asta, care o să o folosim când o să facem baloți. Și nu știu ce am mai băgat eu pe aici. Nu mai țin minte dacă am mai băgat ceva. Mai avem și această Tatra, dar momentan o să o cumpărăm pe aia 8x8. Și sper eu să meargă treaba. Îmi cer scuze de lag, dar n-am ce să-i fac. Ați văzut că câteodată nu am, câteodată am. Sper că înțelegeți. Am putea parca noi. Cred că cultivatorul îl ducem aici la hala asta. Dacă mă uit încolo, nu mai am lag. Aici mereu când apăs pe aia se întâmplă chestia aia. O să încercăm să punem aici. Dar nu prea ne încadrăm noi cum trebuie. Aici e ca în Eurotrack. Nu ești cu tirul. Haideți să-l bag eu aici frumos. Doamne, cât de mult lag.
Nu vine să cred că Drag este aici. Uite și îl face. Da, nu știu. Nu știu dacă e de la telefon, dacă e de la hartă, nici nu știu ce să mai zic acum, sincer. Că mă deranjează și pe mine, dar apoi pe voi. Îmi cer scuze, dar n-am ce să-i fac. Dar aici este lag imens dacă întorc în parte. Uite, acum nu mai e. Nu știu, nu înțeleg. Chiar nu înțeleg, dar o las așa mai bine, nu mai zic nimic. Bun. Lăsăm puțin tractorul aici. Avem aici tractorul ăsta pe care știți că l-am lăsat, ne duceam încolo, dar n-am unde să mă duc. Nu știu, o fi din cauza că am dat timp pe rapid și sunt norii, abar n-am care e faza, dar da. Povestea se spunează totul în față, poate și de aia este lag. Când se spunează chestii, adică când se spunează, după cum vedeți, dacă opriți-o acum, vezi că toți copacii sunt în față poligonați așa? Deci e priveliște frumoasă, dar degeaba dacă e lag. Dacă mă uit așa în jos, nu mai e lag. Vine seara, după cum vedeți. Acum mă întreb cam cât ține noaptea asta, adică... Aici merge perfect. A, de fapt, dacă merg așa cu asta, adică dacă țin așa camera, merge perfect, după cum vedeți. N-am lag, n-am nicio treabă. Da, nu, nu înțeleg care e faza, dar asta e. Am ajuns să ridic camera, da. Da, vine noapte pentru prima oară pe harta asta. Ia să vedem, merge aici. A, avem și erbicid. Nu pot să cred ce am făcut. Da, băieți, haideți că am vândut acel sprayer și am luat altul. L-am dat cu 85.000 și am luat altul cu 35.000, dacă vă vine să credeți. Nu știu dacă era din cauza că era plin sau nu. Văd că nu vrea să se cupleze la tractor. Nu înțeleg de ce. Gata. Merg cu camera așa să nu mai am lag, dar văd că noaptea nu mai e lag așa mare când mă uit așa în față sau chestii. Arată bine noaptea, sincer. Uite ce frumos se vede muntele ăla din față. O, are... A, ce frumos se vede, băieți. De fapt, uitați. Se văd LED-urile alea de pe munte de acolo, frumos. Foarte frumos. Nu știu, am azi deschis farurile. A, da. Da, și am văzut că poți da și cu erbicid acum. Fertilizator, start. Dacă mai puteai să dai și cu var, era genial, dar nu cred că poți. Da, și mergem și dăm cu erbicid. Am luat un nou teren, după cum vedeți avem profit. Deci am vândut cu 85.000 hardiul vechi, care l-a dat jocul. Și am luat, am luat ăsta. Și am luat un nou hardy cu 35.000, deci am făcut profit, dacă pot să zic. Și acum că-l vând pe ăsta, iar fac profit, practic. Adică haideți să ne uităm puțin. Deci intrăm aici la vehicles. Hardy ăsta este, cred că. A, nu. Da, așa este, deci era plin și de aceea am luat atâția bani. Și-a revenit când am ținut camera. Îmi cer scuze că țin camera așa momentan, dar n-am ce să-i fac. Aș fi cel mai fericit dacă ar merge așa tot timpul. Uite cum merge acum. Mamă, dar ce vel face. A intrat troata prin aripă. Aripă, de fapt. Bun. Și mergem și îl punem aici la lucru.
sperăm să crească cât mai repede iarba, adică nu știu cât ține, dacă ține ca pe PC, adică noapte aici. A, da, uite că a crescut iarba, e bine. Au pornit și lumile de pe spate. A, dar stai că trebuie să mă dau mai... Mă dau mai așa, că e jale. Deci s-au stins farurile. Nu știu, nu înțeleg, asta este nașpa pe... Uitați ce fain se vede în spate, muntele. Asta nu înțeleg eu pe telefon. De ce lucrătorii automați nu au faruri noapte? Adică mi se pare nașpa. Bun. Fertilizer. Da, deci 3-ul și 2-ul, ambele culturi nu sunt fertilizate. E bine atunci. Asta aș face treaba aici. Combina e bine plasată. Trebuie să luăm tractorul ăsta. Da, asta e nașpa, că nu putem, văd că nu mai are motorină. Acum trebuie să văd unde e motorina, bineînțeles nu în episodul ăsta, dar trebuie să caut acum unde se încarcă cu motorina. Probabil există vreun peco pe aici pe undeva, că pe PC probabil tot la fel. Nu ai de unde, mamă, cum se duc banii. Mănâncă câțiva bani. Nu știu când am luat-o pe aici, dar mănâncă câțiva bani băiatul. Bă, dar chiar îmi place cum se vede noaptea pe jocul ăsta, pe mapa asta de fapt. Parcă pe mapa originală nu era așa noaptea, luminat. Casa asta e luminată. Lumini pe aici. Da, e frumos. Ce pot să zic, e frumos. Nu știu, poate schimbăm și fendul ăsta, adică nu prea îmi place mie cum are direcția asta, parcă nu virează cât trebuie, habar n-am. L-aș înlocui. A, avem și acest armatrac de 115, care de astea sunt foarte, foarte, foarte slabe. Ăsta 80. Aș cumpăra New Holland-ul acesta. Facem un upgrade pe viitor. Hai să parcăm și semănătoare aici. Pentru că terenul celălalt avem... avem deja pus... barley sau ce era acolo. Și... da, cam ăsta a fost episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să dați și un share, că mă ajută foarte mult, să activați clopoțelul. Îmi cer scuze pentru lagul din episodul de azi. Bineînțeles, sper că v-a plăcut episodul acesta. După cum v-am zis, un like, comentariu, subscribe, activați și clopoțelul pentru că este cel mai important. Și ce să vă zic? Să aveți o seară bună în continuare. Sper că acest clip să prindă, pentru că cel de ieri cu seria nu prea a prins, nu știu de ce, abar n-am, probabil că l-am pus prea devreme și nu s-a mai uitat nimeni când a ajuns acasă de la școală sau ceva de genul, dar nu e nicio problemă, mai avem și zile din astea, dar oricum ieri am pus și episodul cu FS23 și am văzut că v-a plăcut foarte mult, așa că este bine. Parcat aici tractoarele, ăsta se descurcă aici. Și bun, cam asta a fost, nu uitați să vă abonați, să dați și un share, că mă ajută foarte mult, să activați clopoțelul după cum v-am zis. Puneți-mi în comentarii acolo ce mai vreți să facem pe seria asta, oricum, o să tăiem iarbă, o să facem balozi pe viitor, o să luăm o nouă Tatra, o să încercăm să luăm toate utilajele pe care le-am băgat, să ne jucăm cu ele în seria asta. Nu știu cât de lungă o să fie seria, dar probabil nu foarte, foarte lungă, așa că, ce să vă zic, o seară faină în continuare și... ce să vă zic, să aveți mâine o zi faină și până data viitoare v-am salutat, numai bine, îmi cer scuze pentru
plac și uite că am prins și răsăritul aici pe episod, foarte frumos răsăritul și tot ce frumos se vede aici un thumbnail direct și ce să vă zic, sper că nu se aude buzăitul, dacă se aude încerc scuze și până data viitoare v-am salutat și numai bine, pa, pa!